Dragilor, vă salut și astăzi la un nou podcast, la o nouă întâlnire. Bucură-te de viață și iubește. Astăzi, poate v-ați obișnuit sau poate nu, că așa, printre vechii invitați, ca să zic așa, mai aduc și câte un invitat nou. Iar astăzi am o invitată nouă, ca să zic așa, pe care poate ați mai văzut-o sau nu ați mai văzut-o, dar cel puțin la podcastul Bucură-te de viață și iubește, n-ați mai văzut-o până acum. Așadar, o am invitată alături de mine. Deci, efectiv, m-au luat emoțiile atât de tare. Nu prea mi s-a mai întâmplat de mult. Oh, interesant. Tania, bine ai venit. Bine ai revenit, bine să zic, că noi am mai avut niște discuții înainte. Zine, te rog, Bine. două vorbe despre tine, înainte de a puncta așa și de a merge și să vorbim așa despre ce faci tu, despre activitățile tale, despre motivul cumva pentru care am simțit eu să te invit și cum a ieșit așa, cum a ieșit tu de nicăieri și cum s-au așezat lucrurile până la urmă. Ca să vii să ne prezinți, Tania este printre altele pe partea asta de terapie, de lucru cu partea energetică. Este și mămică, este și călătoare, este o multitudine de roluri, sau ca să zic așa, are o multitudine de roluri și iată-te că ai venit și la noi în podcast. Și la tine e diferență de fus orar, așa că noi ne-am sincronizat cu orele. Bine ai venit, dragă Tania! Bine v-am găsit, bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru această ocazie. Sunt foarte fericită că sunt astăzi aici. Da, eu sunt Tania, am 36 de ani, sunt călătoare, nomad, acum digital, dar nomad înainte ca nomadul digital să fie o treabă, ceea ce mă bucură că a devenit o treabă. Ne spui și te Sunt rog ce înseamnă pentru cei care nu cunosc nomad și digital. Eu cel puțin nu știu la ce te referi când zici digital, dar poate mai spui. nomad înseamnă de 16 ani călătoresc non-stop aproape, explorez lumea în lung și în lat. Digital înseamnă că lucrez remote, lucrez online în mediul digital și afacerea mea are loc online. Înainte să fiu nomad digital, obișnuiam să am un magazin cu haine și accesorii pe care le produceam în India, în Bali, în Thailanda și în sezonul cald le vindeam în Europa la tot felul de festivaluri și evenimente. Și apoi am trecut în partea digitală, mai ales de când am copii, este mult mai ușor de gestionat, adică magazinul avea nevoie de foarte multă atenție și muncă, care îmi plăcea enorm, dar a intervenit și pandemia, unde n-au fost evenimente, așa că atenția mea s-a mutat exclusiv pe partea digitală și tot ce fac are loc în mediul digital. Ofer ședințe unul la unul în persoană, dar cam tot ce se întâmplă, se întâmplă în mediul digital. Și asta fac nomazii digitali, lucrează online și călătoresc în același timp. Și de ce am simțit să punctez asta? Pentru că nu știu cât de mulți dintre ascultătorii care urmăresc podcastul meu înțeleg ce înseamnă chestia asta, având în vedere și eu sunt, adică încep să fiu din ce în ce mai familiarizată cu acest termen, cu remote, cu să lucrez de unde vreau, din călătorii, din așa mai departe. Și atunci, pentru că mulți sunt obișnuiți un serviciu 8-4 sau 9-5 la domiciliu, ca să zic așa. Asta o fac și motiv pentru care, știi, uite că venim și cu partea de adaptare la vremurile în care trăim până la urmă. Da, exact. Am închis paranteza, continuă, că vrei tu să mai spui ceva. Da, și sunt, cum ai zis, mentor spiritual, facilitez lucruri cu energia, folosesc propria mea metodă de lucruri cu energia, deși sunt și maestru Reiki, am făcut tot felul de inițieri, de practici, am avut tot felul de mentor de-a lungul timpului, dar mi-am format propria mea metodă. Sunt pasionată de spiritualitate pentru că am crescut așa încă de mică și pentru mine este ceva ce a fost parte din mine dintotdeauna.
și mă bucur mult că pot să împărtășesc aceste daruri și să ghidez și să facilitez asta pentru alți oameni și pentru mine în același timp, căci evoluăm împreună. Categoric, de fiecare dată e o muncă de echipă, adică nu vin și doar fac ceva pentru persoanele cu care lucrez, ci facem împreună și evoluăm împreună și ador asta. Și da, îmi place să explorez. Acum sunt în Malaezia, alături de familia mea, am și două fete. Facem un anumit fel de homeschooling, de școală acasă, dar care se numește world schooling. Mă rog, la noi e o combinație. World schooling înseamnă să înveți din călătorii, să înveți prin imersiune culturală. Călătorim încet, se numește slow travel în lumea asta a călătorilor. Cam cel puțin 3 luni în fiecare loc, adică se mai întâmplă să mai avem și călătorii mai scurte, dar preferăm să fie cel puțin 3 luni în fiecare loc și să avem timp să intrăm așa cu totul în cultura locului, în vibrația locului și fetelor le place treaba asta. Înainte să ne reîntoarcem în Asia, acum suntem în Asia de 10 luni, am făcut asta aproximativ 5 ani cu o autorulotă prin Europa și 2 ani și jumătate în Maroc. Am explorat Marocul într-un film dat și... Da, este o combinație de acest world schooling cu unschooling. Unschooling e un fel de deșcolarizare. Asta ține mai mult de părinți, ca părinții să realizeze că nu avem nevoie de un sistem strict pentru a învăța, ci copiii învață non-stop, încă de la prima respirație aici pe pământ, ei învață și absorb informație și rolul nostru este să le facilităm această învățare. Cea mare are un fel de școală online din UK, partenerul meu este britanic și așa a ales ea. Cea mică încă e mică și mai așteaptă un an până să înceapă așa oficial, dar noi le facilităm lor învățarea așa cum își doresc și le urmărim interesele și le punem la dispoziție diferite modalități pentru a învăța. Și ador treaba asta și ador că există această posibilitate și este o comunitate din ce în ce mai mare și în creștere, atât în Europa cât și în Asia. Există tot felul de întâlniri pentru acest world schooling, unde oamenii vin împreună, se cunosc, familiile petrec timp împreună, vin tot felul de profesori, învață pe copii tot felul de lucruri. Și pentru noi a fost important să petrecem foarte mult timp în natură. Nu ni se mai potrivesc orașele foarte mari. Și eu și partenerul am locuit în multe orașe, în mari, în Paris, Berlin, el a locuit și în Tokyo, Bangkok, chiar orașe foarte mari și agitate, dar de când au venit copiii, preferăm să le oferim această conexiune cu natura și niște locuri mai liniștite. Ce fain. Foarte Da. fain. Uite și s-au trezit niște întrebări în mine în timp ce spuneai, apropo de bine, engleza mea, ți-am zis eu că învăț engleza și cu tine, word schooling, ca să iei să o traduci așa mot a mot, ar veni școala în lume sau prin lume sau Da, călătorind prin școala prin lume. perspectiva asta. Chiar mi-a plăcut noțiunea când ne-am auzit noi prima dată, chiar mi-a plăcut foarte mult noțiunea asta, adică de homeschooling am mai auzit, dar de world schooling nu, adică prima dată a fost când m-am auzit cu tine și m-a bucurat că există și așa ceva și uite că am dat de o persoană clar, concret aici și o româncă de-a noastră până la urmă, care sau cu care eu pot să vorbesc în română, că momentan asta mi-e limba de bază. Și m-am bucurat tare, tare, tare mult că ai acceptat invitația de a ne prezenta aici. Simt așa. Simt eu să iau o gură de aer. Pentru că ai adus atât de multe noțiuni noi, atât de multe informații noi, poate pentru tine care ți se par deja cotidiene din viața de zi cu zi, și e ceva care e așa foarte basic, poate, sau o rutină zilnică deja, ce a venit, cum s-a așezat sau cum este pentru tine acum.
Și e interesant că, deci nu știu, sunt atât de fascinată cum ne așează de la o stare de mea în care cum am ajuns să ne cunoaștem și cum s-au așezat lucrurile în ultima perioadă. Și spuneai de faptul că fetele, ele și studiază și cea mare, da? Studiază legat de partea asta de învățare până la urmă, sau dezvățare, nici nu știu cum să-i zic, învățare sau dezvățare. Și e tema asta că e pe online și mulți acum pe online nu reușesc să, cum să zic eu, nu reușesc să se adapteze, mai ales copiii, că și copiii tăi sunt tot copiii născuți după 2000, da? Din câte mi-aduc aminte că mi-ai spus. Și Da, atunci, da, da. având în vedere că sunt născuți după 2000, au altceva, dacă e să mă duc din perspectiva numerologică, da? Noi suntem ăștia cu 1-9 în față, cu egoismul, cu individualitatea, cu așa. Și atunci, clar, acești copii care au venit după 2000 au alte nevoi. Și mă bucură tare, tare, tare mult că ai adus asta în discuție. Dacă vrei să ne detaliezi un pic, să ne spui care este conexiunea sau cum e conexiunea, și apoi îmi vine în gând să revenim un pic și la tine apropo de spiritualitate și cum ai ajuns tu să faci asta, cum să le îmbini. Cum ai ajuns tu cu... sau cum se creează această conexiune inclusiv pe online? Că mă gândesc că ele fac pe online și nu ne... Adică se întâlnesc, cum ai zis tu, profesorii și pe... În fizic, adică, sau doar pe online, sau și. Și. Online facem cu o doamnă profesoară din UK și este foarte interactiv, face engleză, mate, gramatică, lucrurile acestea basic, ca să zic așa, și le fac prin joacă și tot felul de lucruri alternative, ceea ce îmi place foarte mult și pe ea reușește să o țină entuziasmată pentru că are nevoie de această interactivitate. Apropo Și de în Montessori sau de... Și la Montessori tot mai fac astfel de da. situații, dar în planul fizic, nu online. Și de asta întreb. Da. Și în planul fizic sunt diferite activități, cum ar fi aici, pentru că sunt insule în mare parte, fac snorkeling, fac explorări naturale, conservarea naturii și să învețe despre ecosisteme și diferite, spre exemplu, sunt lecții în care merg seara să vadă gândăcei de noapte și chestii de genul ăsta. Se organizează tot felul de întâlniri în muzee și depinde de fiecare loc în care au loc aceste World Schooling Hubs, ca așa se numesc, ce activități oferă locul respectiv. În ultima vreme noi am fost doar pe insule tropicale, așa că au fost legate de asta. Ele sunt amândouă iubitoare de înot și de snorkeling și de activități de apă. Aici, în Langkawi, unde suntem acum, în Malaezia, au parcuri geologice foarte interesante, unde se fac tururi cu barca și le explică copiilor despre floră, faună, ne oprim să vedem animalele, au fost foarte entuziasmate, inclusiv eu. Wow. Ah, deci Am mergeți și voi văzut. cu ele. Da, am văzut atâtea lucruri, eram de la lilieci, la pești care ies pe uscat, lucruri de care știam doar din enciclopedii și lor le place foarte mult să exploreze în felul acesta de a fi acolo și a le fi explicat la fața locului, apoi Învățat prin citind despre experiență el. până la urmă. Da, exact. Și mai sunt activități sportive când au loc aceste World Schooling Hubs și părinții susțin și ei, adică participăm și noi la ce se întâmplă și foarte mult free play, la modul joacă liberă în natură, în care să învețe ei să ia riscuri, să hotărască cum explorează și asta îmi place foarte mult pentru că foarte mulți copii
în epoca aceasta modernă, dar și adulți au acest deficit de natură, a fost numit de către un autor, și lipsește această interacțiune în natură. Noi eram mai familiari cu asta. Eu țin minte că petreceam destul de mult timp la țară și mă lăsa străbunica să mă încațăr în copaci și așa, dar cu cât am înaintat în vremuri, cu atât lipsește mai mult, iar copiii petrec 8 ore pe zi în bancă, 7-8 ore, nu foarte multă mișcare, nu foarte multă interacțiune cu natura, și asta am vrut să fie în principal o piesă din educație, pentru că știu că este important și ajută atât la capacitățile cognitive, dar și la fizic, și pe măsură ce cresc vor fi parte din natură. Pentru că eu, cu piramida aceea în care omul e cocoțat acolo în vârf, nu am rezonat încă din copilăria mea, și am vrut ca ele, mie mi-a luat ceva timp să revin la natură și conștientă de faptul că sunt parte din natură și pe partea asta spirituală, că suntem conectați la mama pământ și da, nu suntem noi peste ce se întâmplă în natură, și am vrut să le facilitez asta ca să nu mai treacă prin toată munca cu sinele prin care am trecut eu, ca să mă reîntorc la esența asta cu natura. Da, online nu este ceva super strict și rigid, asta voiam să zic. Adică este tot prin a interacționa, prin a se juca, dar învață serios. Adică progresele pe care le face ea de 8 luni de zile, de când ea a ales, ea a vrut acest, ca o meditatoare, să zic, în termenii cum făceam noi meditații pe vremuri. Și progresele sunt foarte mari. Ideea e că nu le forțăm. Noi am observat diferențe între ele. Una este mai atrasă de numere și de matematică, și cealaltă este mai atrasă de artă și toată ziua stă și creează. Vrem să le facilităm ce le place și nu să se simtă că dacă rămân în urmă la ceva sau sunt mai încete, ca să zic așa, pentru că asta e chestia în sistemul școlar, că să ții pasul cu tot, să fii în competitivitatea aceea. Nu am vrut să fie acea presiune pe ele că dacă nu îți place ceva, domne, nu ești bun. Nu, în ritmul tău Hai că le trebuie faci să treci pe clasa. toate. Exact. Da. Da, uite, știi ceea ce, sau la ceea ce eu tot visam și mă gândeam, poate să existe și așa ceva, uite, adică mi se pare, știi, din ce în ce mai aproape, ca și cum probabil că în momentul în care o să pun mâna pe tine o să-mi dau seama, a, deci există în realitate, știi? Nu e ca și cum nu există acum, că ne întâlnim prin intermediul online, nu-i? Dar vezi tu, când vezi așa și în planul ăsta fizic mai concret, ți se pare mult mai palpabil și mult mai real. Și uite, vii tu și cu exemplu clar, concret, adică tu cu experiențele tale, și o să ne reîntoarcem un picuț, apropo că mi-ai dat voie, știu că mi-ai zis că putem să discutăm și asta, experiențele pe care tu le-ai avut încă de mic copil, da, și conectarea pe care tu ai avut-o cu natura, cu mama natură, pe care ai primit-o de la, din familia ta, da? Și ce înseamnă să ai susținere și suport din partea familiei, și cum ai povestit și tu mai devreme, că da, tu te-ai deconectat, sau, mă rog, sau nu neapărat că te-ai deconectat în totalitate, da, ci, na, cotidianul, ca să zic așa, sau mediul în care ai trăit, orașele mari, așa cum ai zis și tu, au adus chestia asta de a nu mai fi atât de conectată cu natura, aș zice. Și iată că ți-ai creat cadru și context în așa fel încât să poți să te reîntorci pas cu pas acum către natură și către a le susține inclusiv pe fetele tale. Și asta e de apreciat și eu îți mulțumesc pentru că împărtășești asta cu noi. Și inclusiv, nu doar tu, ci și partenerul tău, că contează enorm de mult că ambii părinți să fie deschiși către asta. Că dacă unul ar fi hăisa și unul cealaltă, cum zic eu, știi? Unul într-o parte și unul în cealaltă parte, clar, copiii ar fi și ei în interiorul lor disociați. Și atunci, hai să o luăm așa, să dăm iarăși un pic timp înapoi și să mergem și să ne povestești un pic, apropo de în amintiri din copilărie, cum a pornit partea asta de spiritualitate la tine? Pentru că tu ai avut și...
acea conexiune pe care eu am simțit-o încă de la primele cuvinte pe care tu le-ai scris la acea postare, apoi primele cuvinte din mesajele private și apoi primele cuvinte din când ne-am și auzit pe online, au fost așa de un impact foarte mare în interiorul meu, ca și cum, aha, te-am recunoscut, deși și eu știu, trăind într-un oraș în care e destul de aglomerat, dar fac tot posibil să stau cât mai departe de aglomerație, cât se poate, atunci când se cere. Cum ai revenit sau de unde ai pornit și apoi cum ai revenit la te conecta la natură și la partea asta spirituală în și din tine până la urmă? Da, sunt foarte recunoscătoare către bunicii mei care m-au crescut o mare parte din vreme, dar și mama mea. Bunicii mei au fost foarte conectați la spiritualitate, la și intelectuali. Bunicul meu era scriitor și psiholog și filolog și foarte iubitor de a planta semințe, mai ales în noi copiii, și sunt mereu recunoscătoare pentru ce au făcut pentru noi. Ei practicau reiki, radiestezie, au încercat și ei tot felul de lucruri. În același timp, și creștini, dar un creștinism așa foarte simplu și iubitor și iertător, și felul în care ne-au explicat nu doar despre creștinism, ci despre religii în general, a fost pentru mine, m-a atins foarte mult și m-a inspirat foarte mult să caut, să fiu deschisă. Apoi erau foarte conectați cu natura, fiecare vară petreceam timp în natură, la modul inclusiv să salutăm soarele la răsărit, să ne conectăm cu marea. Bunica ne lua să îmbrățișăm copaci ca să ne împământăm. Nu ne explicau în termenii aceștia tehnici ce facem, ci era un exemplu pentru noi. Și uneori părea ciudat și eram, da, de ce copiii ceilalți sunt la skate park sau unde sunt ei, iar noi suntem aici culegând plante medicinale și îmbrățișând copaci. Dar cu cât am crescut, am realizat că ei puneau aceste pietre de fundație, ca să zic așa, pentru o viață sănătoasă și o perspectivă holistică asupra vieții, și le sunt veșnic recunoscătoare. Mama mea, la fel, ne-a oferit o libertate de a alege și de a căuta, și tot timpul ne-a îndemnat să punem întrebări și să fim curioase și să căutăm să discernem noi înșine și să nu luăm totul de-a bun, cum ni se dă, ci să avem un filtru atât mental prin educația noastră, dar și prin intuiție și prin inimă, și apreciez foarte, foarte mult pentru asta. Erau și foarte preocupați de sănătate în general, adică vorbeau despre mâncare sănătoasă și euri și pesticide și chestii, când chiar nu era în trend să se discute despre asta. Și chiar dacă părea ciudat, pe mine m-a influențat și pe sora mea într-un mod foarte pozitiv și le sunt foarte recunoscătoare. Deconectarea la mine s-a întâmplat în ultimii ani de școală și Puțin. Deci până să ajungi la partea de conectare, spune-ne un pic despre ce perioadă, ca să înțeleagă oamenii despre ce perioadă vorbim noi, apropo de bunicii tăi care te-au crescut, despre ce perioadă și unde până la urmă, că erai în țară. Eu am stat cu ei efectiv până la 14 ani, dar mama a fost și ea prezentă tot timpul. Noi am copilărit cumva între România și Italia, dar școala am făcut-o în România și mare parte din timp era petrecută în România. Bunicii mei sunt români, erau români amândoi, doar că, da, ne-am mutat în Italia când eram micuță, apoi am revenit pentru școală și, într-adevăr, ne petreceam cam toate vacanțele în Italia sau călătorind. Ne-au susținut să ne descoperim țara, adică am explorat foarte mult din România și pe cât s-a putut din Italia, înainte să mergem să vedem alte locuri. Mai făceam vacanțe și în alte locuri, dar erau că dacă ai instinctul ăsta de călătoare, hai să-ți explorezi țara, hai să vezi ce frumusețe sunt la noi în țară, și mă bucur foarte mult că au făcut asta pentru noi. Ne petreceam verile foarte mult în Delta Dunării, la Sfântul Gheorghe, unde bunicul meu se simțea foarte bine și îl inspira pe el ca scriitor și creator. Și, într-adevăr, e un loc foarte
puternic, energetic și foarte multe mi-au venit acolo, ca să zic Deci așa, chiar acolo legate n-am la. ajuns. Deci e, o să-l pun și eu pe listă. Da, da, e. Deci acolo. Pentru noi era atât de liber acel loc și atâta libertate să explorăm și să fim în comuniune cu natura. Ne-a prins foarte bine ca și copii, să fim acolo, dar și la munte, în locuri așa care nu erau turistice sau neapărat cunoscute. Țin minte că ne-am dus într-o iarnă până la Ocna Shugatag cu trenul, toată familia. Să explorăm acolo cultura, locul, tradițiile populare, să ne îmbrăcăm în costum popular, adică chiar aveau și ei această chestie de a ne conecta cu locurile și ziceau că e bine să începi din locul tău de unde ai rădăcinile. La fel și cu Italia, am explorat destul de mult cu mama, mai apoi singură când am crescut, pentru mine e cumva a doua casă. Și m-a influențat mult și partea de familie de acolo și ce am învățat de acolo. Și eu cred că nimic nu este întâmplător și că ne reconectează și cu vieți trecute și cu cât am început să călătoresc mai mult, cu atât am descoperit că mă reconectez la unele locuri la care deja aveam acces din punct de vedere energetic sau al memoriei acesteia din vieți trecute, memoria celulară și înțelepciunea asta pe care o avem la nivel de suflet. Da, pentru mine s-a produs o ruptură în ultimii ani de școală, liceu, ca să zic așa, Deci și vorbim de apoi. anii 90-2000 în cazul tău, da? Da, sfârșitul anilor 2000, am terminat liceul în 2006, dar da, acolo s-a creat o confuzie pentru mine, pentru că, da, către viața de adult în care trebuie să te pregătești pentru o carieră, era foarte mare competitivitate din punctul meu de vedere între copii, eram într-un liceu destul de mare în București, unde erau oameni de toate felurile. Și da, s-a creat o confuzie, ca să zic așa, pe care eu consider că mi-a fost benefică până la urmă, am avut nevoie de ea ca să mă redescopăr, ca să îmi dau seama de cum mă ancorez eu în ceea ce am învățat înainte. Deci, într-un fel, sunt recunoscătoare, deși cu toți hormonii adolescenței și toată informația care venea, erau toate revistele alea pentru adolescenți, toată lumea era cu modă, cu cine are ce și așa mai departe, pentru mine a fost destabilizator, așa ca să zic. Dar destul de rapid mi-am dat seama că nu sunt făcută ca să intru într-un tipar, ca să zic așa, și știam că un job corporate și așa nu mi se potrivește, adică am încercat un pic la început și nu exista să funcționeze, așa că încă din primii ani de adult am început să am tot felul de joburi mai alternative, am avut ocazia și norocul să lucrez ca stilist de modă la reviste foarte devreme în București, ceea ce era foarte alternativ și deschis pe vremea aceea. Am avut prieteni care mi-au deschis tot felul de orizonturi legate de ce poți să faci în afară de aceste joburi 9, 5 sau 8, 4, ceea ce a fost foarte bine. Și apoi mi-am asumat că vreau să călătoresc. Ideea e că atunci când aveam 6 ani, mă uitam cu bunicii într-o enciclopedie a religiilor și am văzut o imagine din India și am pus așa degetul pe ea și am zis eu acolo o să merg. Ce Și fain. ei practic niciodată nu ne-au zis că vai, e imaginația ta sau așa. Susțineau că avem amintiri din vieți trecute, copiii până la 7 ani sunt mai conectați la spirit și la divin și de unde am venit și au început să întrebe, dar de ce vrei tu tocmai acolo? Dar ce te atrage? Și eram că știu locul ăsta, vreau să ajung acolo. Și la 20 de ani, când am avut ocazia destul de din mediul ăsta de festivaluri de muzică din Europa, am descoperit că se poate pleca destul de pe hippie, pe ruta hippie și am plecat în Nepal și de acolo pe pământ, deci nu cu avionul, am ajuns în India. Și de atunci a început viața mea de călătorie, adică mi s-a deschis dintr-o dată tot universul, am descoperit că sunt oameni care încă din anii 60 și încă sunt în călătorii Wow, și ce nu s-au tare. oprit.
Și da, de atunci atenția mea a fost îndreptată către a călători și a reuși să îmi finanțez călătoriile prin tot felul de proiecte și da, am făcut tot felul de lucruri, de la decorațiuni la festivaluri, la propriul meu magazin, am lucrat în alte țări, uneori ca dădacă, uneori ca la marketurile acestea mari în Berlin, am avut cu o prietenă magazinul nostru și a fost absolut minunată. Na, eram foarte tinere, era distractiv, atâta timp cât reușeam să facem banii ca apoi iarna să plecăm iar în Asia sau în alte locuri, pentru noi a fost minunat. Și cam așa a început aventura mea cu călătoritul și reconectarea la mine, pentru că în aceste călătorii, în prima călătorie în India, a fost absolut mi-a schimbat viața și perspectiva și felul în care interacționez cu lumea și mi-a deschis ochii la o mulțime de lucruri. Și apoi am cunoscut mentori și oameni care m-au învățat lucruri și m-au inspirat să merg mai profund în partea de spiritualitate, de creativitate, că nu trebuie să ne lăsăm prinși în acest tipar de al societății și că putem să ne dăm voie să explorăm moduri alternative de viață. Oh, ce fain, ce fain povestești, adică, pentru că eu mult mă regăsesc și chiar, uite, îți mărturisesc că aseară, bine, acum când înregistrăm noi podcastul o să fie postat un picuț mai târziu, însă aseară și dimineața, aseară am scris o postare apropo de călătorii și apropo de, știi că povesteam, apropo de călătoria mea din Turcia, din Capadocia și din Istanbul. Și pentru că o să vreau să susțin un webinar pe tema asta. De fapt, când va fi, probabil când va fi postat deja, webinarul va fi susținut. Așa. Am scris un articol, o postare despre partea asta de călătorii, fiind și născută în luna a cincea, printre altele, numerologic vorbind, că și tu ai zis că ai și cu numerele și pe acolo, așa. Printre altele, luna a cincea reprezintă și partea asta de călătorit și așa cum ți-am zis, și eu vreau și mă inspir foarte mult, apropo, uite, se poate, adică să și lucrezi, să te și distrezi și să ai un mod de a trăi viața până la urmă acolo. Știi, așa cum ai zis și tu, nu întâmplător te-au chemat anumite locuri sau energiile acelor locuri, așa cum și eu, că nu mă duc la întâmplare, așa cum am scris și în articol că majoritatea sunt vacanță plăcută sau distracție plăcută. E mai mult decât atât, căci uneori e cu foarte multă conectare cu energiile respective, cu anumite stări, cu anumite conștientizări pe care poate uneori sunt greu de dus, uneori nu știi ce să faci, cum să faci și ai un... Știi, na, tu acum trăiești acolo, nu neapărat că ai un itinerariu, știi, dar noi dacă mergem o săptămână, 2 săptămâni, 10 zile, cât e, na, călătoria, că de obicei merg cu cineva ca și ghid și în funcție și de program, ca să zic așa, orarul stabilit și uneori vrei să le vezi pe toate, uneori corpul fizic îți zice nu, că mai stai să mai integrezi, să mai așezi, așa cum s-a întâmplat și mie eu acum în Istanbul, în care am putut doar o zi să călătoresc, a doua zi s-a cerut să stau în cameră, efectiv să integrez acele energii puternice pe care le-am simțit încă de când am aterizat și de când am intrat așa pe de după aeroport, când a venit șoferul și ne-a luat, și a fost atât de puternic energetic pentru mine, încât nu mai e o vacanță plăcută în multe momente, ci e spor la lucru și la integrat și la conștientizat și la alchimizat până la urmă. Și asta mă bucură la tine și uite, acum am aflat că, bine, tu mi-ai spus în modul ăsta, dar nu neapărat că, adică 3 luni de zile, să călătorești, adică minim 3 luni de zile, că în timpul ăsta îți dă, ai timp efectiv să poți să integrezi, să te așezi, nu e cu forțare, cu presiune, așa cum ai spus tu. Și asta mă gândesc că produce inclusiv o stabilitate, aș zice eu, că cu cât e mai mult de 3 luni, deja când intri pe luna a patra, vine că patru e cu stabilitatea, cu așezarea, cu pătrățică, ca să zic așa, cu reguli, cu... Și atunci
Pentru că voi ați zis că stați de ceva timp aici, doar că v-ați mutat dintr-o locuință în alta. Este și asta o schimbare, că inclusiv te simți mutat de la o locuință la alta. Dau idei acum celor care ne urmăresc, că chiar dacă te muți din Iași în Iași, de la un loc la altul, oricum energiile sunt diferite și atunci necesită multă interiorizare, muncă și așa mai departe. Dar revin ca să nu deviez foarte mult de la asta. Cum vezi tu sau cum recomanzi oamenilor? Pentru că în timp ce vorbeai, mai e și chestia asta de ok, dar nu toată lumea poate să meargă să călătorească ever, never, forever sau în sensul ăsta. Nu toată lumea e născută în luna mai, nu toată lumea e făcută pentru a călători sau a te duce încolo și încoace. Sunt unii oameni care chiar au nevoie de această rutină de 8-4, de 9-5. Adică chiar sunt oameni făcuți pentru chestia asta, adică structura lor asta le cere. Și atunci cum vezi tu partea asta de a îmbina până la urmă? Că sunt unii poate care au nevoie de a călători sau să călătorească așa ca să mai iasă din cotidian uneori. Și sunt unii care au nevoie să efectiv să stea acolo în această cutiuță, ca să zic așa. Cum e la tine când te așezi, când te muți, când adică simți nevoia asta de așezare, de stabilitate? Sau e cu flower power, e cu curgere? Cum e la tine, la voi până la Da, la noi e mai mult așa pe mișcare, ne simțim bine în mișcare, avem nevoie de stabilitate uneori, de aceea și 3-4 luni ajung să fie 6, depinde și cu vizele, cum e treaba, că aici intervine treaba cu cât primești viză în fiecare țară și cum poți să faci, dar spre exemplu acum o să mergem o perioadă mai scurtuță în Thailanda, dar mergem într-un loc pe care îl știm, unde avem prieteni, unde am mai fost, și apoi revenim aici, și suntem toți super entuziasmați. Abia așteptăm o mică călătorie, să luăm barca, fetele erau că să vor mereu să le explic ce mijloace de transport luăm și ce facem. Erau, a, dar nu luăm trenul de data asta, dar vrem și un tren de noapte să dormim. Și pentru noi ne activează această mișcare. Într-adevăr, au fost momente, spre exemplu, imediat după ce am născut, am simțit nevoia de a sta un pic pe loc, eram în România, am avut ajutorul familiei, dar când cea mare a făcut 3 luni, tot am plecat câteva săptămâni în Grecia, că simțeam că devenim prea statici. Și da, cumva m-am găsit cu partenerul care și el a făcut anul trecut 30 de ani de călătorie aproape în continuu. Și avem această energie a mișcării, deși la un moment dat ne dorim o casă undeva cu mult pământ, unde eu să pot să, îmi place să fac lucruri din plante, să fermentez lucruri, să pun chestii la borcan, adică avem grădina noastră și așa mai departe. Dar momentan mi se potrivește încă această dinamică de mișcare. Am găsit locuri unde practic nu stăm la hotel sau așa, închiriem o casă cu bucătărie, adică e ca una acasă, dar una acasă temporar, dar nouă ne dă această stabilitate. Aici am avut și pisicuțe, la Moldo chiar am avut tot, în Maroc la fel, după mult timp în autorulot am închiriat un apartament pentru aproape 6 luni și acolo cu pisicuțe, a fătat pisica, fetele au avut toată dinamica de casă, dar după o vreme simțim nevoia să ne mișcăm din nou. Noi avem și un loc în India cu o familie indiană, unde împărțim așa un loc, o casă foarte frumoasă, unde îmi doresc să organizăm niște retreat-uri la un moment dat, atât pentru lucruri cu energia și partea spirituală, dar și pentru familii cu copii, în Himalaya, în Himachal Pradesh, unde la fel este imersiune culturală totală și acolo când mergem e fix ca acasă, adică suntem cu această familie de indieni, sunt ca o familie adoptivă, practic ne-am adoptat unii pe alții, au fost să ne viziteze și ei aici în Malaezia și a fost minunat, chiar suntem foarte conectați la nivel de suflet.
și au grijă de fete și fetele îi numesc unchi și mătușă, adică avem așa o legătură. Și când mergem acolo e tot timpul ca o reîntoarcere acasă. Și avem câteva locuri așa în lume unde e chiar un acasă, un alt acasă. Dar ne simțim bine în mișcare. Dar știu foarte bine și de la alte prietene de ale mele și așa că unii oameni au nevoie de stabilitate și atunci o vacanță pentru ei din când în când este benefică, dar o călătorie așa de lungă durată cu multă mișcare și multă că este și mult necunoscut, adică nu ne facem planul pe un an de zile și unde mergem și așa, ne schimbăm uneori de la săptămână la săptămână, adică până să ne hotărâm că mergem acum în Thailanda din nou, am trecut prin 7 variante, hai că poate mergem în Bali la niște prieteni, hai că depinde și de buget, adică în funcție de bugetul pe care îl avem în perioada respectivă, unele perioade sunt mai bune decât altele, ne facem aceste planuri, dar se poate întâmpla să ne trezim amândoi cu intuiția că mai nu, planul pe care l-am făcut ieri nu rezonează, era doar mental și energetic, nu rezonează, hai să schimbăm. Și stăm așa, le includem și pe fete în decizii, nu în decizii din astea grele de adult sau decizii financiare, dar ce loc v-ar plăcea, ce relief, cum ați vrea, ce ați vrea să faceți. Și până și asta e o ocazie de a învăța împreună, de a lua decizii împreună, de a le responsabiliza și pe ele. Da, suntem călători, asta clar. Și eu și partenerul, și cumva, noi ne-am cunoscut în New Delhi, total neașteptat. Interesant, o muncă cu un Da, în acel Bine. oraș care e așa total nebun și aglomerat, ne-am găsit, regăsit, credem că am mai fost conectați în alte vremuri, ca să zic așa, dar ne-am găsit și ne considerăm norocoși că împărtășim această pasiune pentru călătorii și pentru stil de viață alternativ până la urmă, că nu sunt doar călătoriile, ci libertatea aceasta de a alege ce faci, cum faci, de a munci din mișcare, asta apreciem amândoi și inclusiv dacă am nevoie să zic da, acum vreau să stau 3 ani într-un loc, adică nu o să forțez dacă noi la un moment dat simțim că nu ni se mai potrivește sau nu ne mai hrănește pe toate planurile această dinamică. Și cumva autorul Lota a fost și această stabilitate, pentru că eram tot timpul în ea, era căsuța noastră, fetele erau mai mici, la un moment dat devenise o chestiune de spațiu și de aceea am și schimbat și am revenit în Asia. Dar ne hotărâm împreună și nu forțăm. Când simțim că e vremea de o schimbare, chiar stăm și discutăm și punem totul pe toate cărțile, pe toate fețele și decidem ce e mai bine pentru noi ca familie. Și e important să fim toți incluși în treaba asta. Știi ce-mi vine acum, apropo de vocea poporului, ca să zic așa, estimez înainte de a oamenii de a ne asculta. Și nu apare dorul de casă? Ar veni, ar fi o întrebare. Ba da, la mine mai ales față de familia extinsă, nu neapărat de un loc anume, ci mama, sora, tatăl, mă rog, este tatăl nostru vitreg acum, dar este, da, pentru noi este de suflet. Deci familia extinsă, mama partenerului, pe care îi vedem mai rar decât dacă am fi în Europa chiar. Dar încercăm din când în când să venim împreună, ori să vină ei să ne viziteze, ori să revenim noi. Și de rădăcini, eu mă conectez foarte ușor la, cum să zic, la rețeaua energetică a planetei și stau uneori și mă conectez înapoi la rădăcini, mă conectez la strămoșii mei, îmi onorez strămoșii prin mici ritualuri și atunci îmi hrănesc această parte energetică de rădăcini și știu că învăț și mă deschid către lucruri, chiar dacă sunt în călătorie, dar cu familia în formă fizică este greu, da. Noroc că în vremurile astea există internetul, stăm, o sunăm pe mama, le vede pe fete, fetelor le e dor de mâncare, spre exemplu, că tot timpul zic că vor să le facă nonii
bunica, griși cu lapte și așa mai departe. Dar da, și ei ne-au susținut mereu în această pasiune a noastră. Foarte fain. Și uite, acum mă duc mai departe, că ai legat lucrul ăsta. Bine, s-a legat întrebarea asta cu dorul de casă. Cu ceea ce tu ai povestit, conectarea cu rădăcinile, cu strămoșii, cu partea asta de rețea energetică. Și mă duc așa și te întreb, bine, bine, și tu ce faci mai exact, mai concret? Adică, pentru că noi am și avut așa o ședință pe care tu l-ai oferit-o și îți mulțumesc pentru asta, în care tu mergi și faci anumite lucruri. Adică, printre altele, că așa cum ai zis, cu partea cu magazinul, e și partea asta de lucru cu partea energetică, dar vină tu și spune-ne mai așa, mai clar, mai concret, mai ce anume faci tu? Da. Formatul în care ofer sunt fie ședințe unul la unul și aici este lucru energetic la distanță sau în persoană dacă se ivește ocazia, s-a întâmplat să lucrez cu persoane cu care ne întâlnim și ne conectăm aici. Mă conectez la corpul energetic al persoanelor cu permisiunea sinelui superior și există similitudini cu Reiki pe alocuri pentru că e ceva cu care oamenii sunt mai familiari. Și, da, ghidez oamenii să elibereze din energetic densități, emoții stagnante, energii care sunt blocate acolo, să devină mai clari în energia lor, să revină la o energie optimă în corpul energetic și apoi cu practici somatice, cu practici de zi cu zi, în care să integreze partea aceasta spirituală și energetică în viața de zi cu zi. Am un grup de mentorat pentru femei în limba română și acolo avem un cerc de vindecare lunar și workshop-uri și tot felul de activități. Și mai am un membership tot pentru femei în limba engleză, care este un pic mai complex, pentru că este mai vechi, deja are 2 ani și jumătate aproape și e mai plin, s-a mai umplut de conținut și de practici, unde la fel facem cercuri de lucru energetic, învățăm cum să ne folosim intuiția, cum să ne ascultăm corpul. Și misiunea mea este să redau puterea interioară oamenilor, să fiu așa ca o punte între spiritual și pământesc, pentru că nu ne putem ignora viața pământească, ci să creăm o punte armonioasă între spirit și viața fizică. Există această tendință cumva că și spiritualitatea a devenit un fel de nișă, așa, și sunt tot felul de chestii prin care trebuie să discernem. Și să fie, da, total în spațiul acesta. Dar ideea Mă bucur mea că și ce spui și simt tu eu asta. este că avem nevoie de o spiritualitate împământenită în care să ne bucurăm de viața asta în formă umană, cu tot ce implică ea, pentru că nu putem să fim iubire și fluturași non-stop, pentru că este duală, așa cum este ea și vine cu tot spectrul acesta de emoții, de trăiri, de toate cele. Dar se pot naviga cu mai multă ușurință atunci când aducem conștiință în puterea noastră de divină, puterea noastră de a discerne, de a alege, de a ne detașa de anumite lucruri în planul mental, că aici devine un pic deconectată treaba când lumea e foarte mult prinsă în mental. Și da, prin munca pe care o fac, aduc oamenii înapoi la puterea interioară, la conexiunea cu divinul, dar în același timp la conexiunea cu partea umană, aceasta de viață de zi cu zi. Și lucrez preponderent cu femei, căci așa s-a întâmplat, așa s-a legat, dar am și bărbați cu care lucrez unul la unul și sunt foarte fericită, adică eu sunt deschisă, spațiile le-am creat pentru femei, pentru că există o anumită dinamică a femeilor care vin în cerc și lucrează împreună și da, pentru că energia feminină a fost suprimată, după cum bine știm. De-a lungul miilor de ani, am simțit să fac așa, să fie exclusiv feminine spațiile de grup, dar unul la unul lucrez și cu bărbați care au o dinamică un pic diferită de a noastră. Dar, da, este foarte unic, de la persoană la persoană decurg altfel ședințele, mai ales cele unul la unul.
Când suntem în grup, energia se unește, dar și acolo apar lucruri unice și mereu zic să ne sărbătorim în aceste diferențe, să ne respectăm aceste diferențe, să vedem că avem puncte comune, ceea ce e normal și minunat, dar să ne respectăm diferențele și faptul că suntem toți unici, amprenta noastră energetică este unică, poveștile de viață sunt unice și dacă stăm și ne despărțim așa că, a, nu-mi convine că tu vezi lucrurile așa și pentru mine sunt așa, nu este constructiv și nu ne ajută, ci să ne unim în aceste diferențe și să ne sărbătorim unii pe alții pentru unicitatea fiecăruia. Și da, lucruri cu energia e la distanță, ai experimentat și tu. Mă conectez doar cu permisiunea persoanelor și a sinelui lor superior, către binele lor suprem. Și da, este un mix de channeling, canalizez și anumite mesaje. Mai apare limbajul luminii, care la mine s-a activat acum 2 ani, așa spontan, și de atunci tot apare și îl dezvolt cum pot, și pentru mine e surprinzător. Și separat de acestea, lucrez cu această rețea a Mamei Pământ, pentru că am simțit această chemare, am învățat de la mentori ce și cum să fac. Și simt că avem nevoie să punem energie în a vindeca împreună. Nu că planeta în sine nu are nevoie de vindecare, ci ce am provocat noi prin deconectarea de la planetă, de la natură, de la sinele nostru uman și divin și cu apa. M-am inițiat și în misterele apei și lucrez mult și cu apa ca și element. Și asta fac în practica mea personală, pentru colectiv, ca să zic așa. Ce simt eu și cum mă simt ghidată, pentru că le spun și celor cu care lucrez, nu vreau să devină ca o temă pentru acasă. Hei, îmi dau 10 minute azi să fac asta pentru că eu sunt spirituală și eu fac asta. Nu, e parte din viața mea și așa cum beau apă cu intenție și mă conectez la apă. Așa cum îmi spăl rufele, că e normal să nu le am murdare, așa îmi curăț și spațiul energetic și dacă simt că un loc are nevoie de curățare, mă conectez și curăț. Și totul e foarte intuitiv și foarte din inimă. Oi, Doamne, ești o bogăție de informații și dincolo de asta de informații de partea asta energetică și probabil avem noi ceva acolo comun care Sigur, la nivel de sufletel, de spirit, care ne-a conectat sau ne-a reconectat, ca să zic așa, și s-au întâmplat anumite lucruri. Și mă bucur tare, 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 tare mult că ai adus și ai împărtășit și ne-ai împărtășit și nouă din experiențele tale, din trăirile tale, din viața ta de zi cu zi până la urmă. Pentru că am sesizat inclusiv de la prima discuție că ai așa o lejeritate în a vorbi și în a povesti și nu oricine este deschis să poată să vorbească așa cu această fluiditate, cu această curgere, cu această, știi, despre sine, despre tine până la urmă, la modul personal, la modul familial, la profesional, ca să o iau din perspectiva asta pe toate laturile vieții. Și acolo, în fundal, apare, dar asta o să vedem noi după ce închidem acest podcast. O să găsiți în descrierea acestui podcast mai multe link-uri spre a o contacta pe Tania și o să ne spui tu acușica, unde, ce și cum. Însă, înainte de a merge așa ușor, ușor spre a încheia, spre a pune pauză acum, că poate ai să mai vii și să ne mai împărtășești anumite lucruri, în măsura în care și la tine se așează programul și cu diferența asta de fus orar, că la noi e diferență de 6 ore acum, da? Înainte de a ne spune unde te pot găsi oamenii, așa, dacă vrei să ne aduci ca și, nu știu, neapărat ca și o concluzie, ci ca un îndemn sau ca un mesaj de
introspecție, de reflectare, de conștientizare, ca ceva care simți că vrea să se mai aducă a fi spus prin tine acum. Să aducem claritate în ceea ce vrem să facem dinăuntrul nostru către afară. E atâta zgomot și sunt atâtea lucruri de ce trebuie să facem, cum trebuie să facem, atâta influență în jur că ce a fost foarte important pentru mine a fost să mă reconectez la mine însămi și să iau deciziile asumate. Sunt pentru această. Să iei responsabilitate de sine radicală, pentru că nu o să vină nimeni să ne salveze din exterior, nu o să ne dea nimeni răspunsurile pentru deciziile pe care vrem să le luăm, deși ne pot influența. Și este important în aceste vremuri în care există atâta informație, există atâtea, chiar și bruiaje de tot felul, inclusiv la nivel fizic, mental, emoțional, să ne aducem atenția în interior, să ne și. Punem încrederea în divin, așa cum percepem noi divinul și că există un plan divin în toate și să ne asumăm viața pe care o vrem și deciziile pe care vrem să le luăm fără frica de judecata din exterior, fără frica inclusiv de eșec, care ne face de multe ori să înghețăm așa și să nu luăm pași mari, pentru că nu o să vină nimeni să ne zică cum și de ce să facem lucrurile și nimeni nu e judecătorul suprem, e relația între noi înșine și această divinitate care e într-un fel misterioasă, dar e acolo și cu cât ne încredem mai mult în acest necunoscut, cu atât mai mult îl auzim și îl simțim și da, și merită pentru că da, avem viața asta aici ca să o trăim din plin, din inima noastră. Nu pentru alții, nu pentru cum vrea societatea să fim sau, știu eu, aceste trenduri sau mai știu eu ce. Și da, asta vine cu din interior, din punctul meu de vedere, din închidem un pic zgomotul din exterior și ne aducem în interior și ne asumăm ceea ce facem, pentru că, da, n-o să ia nimeni deciziile cele mai potrivite pentru noi înșine. Și inclusiv asta pentru mame și pentru copiii noștri, adică să avem încredere în noi și în ei foarte mult, pentru că, da, și ei sunt aici în simbioză cu noi ca părinți. Și, da, să avem încredere în noi înșine și în natura noastră, atât umană cât și divină în același timp. Deci tu vrei să mă faci să mă și plâng așa la final? Da, nu, că și eu sunt. Ah, super deschisă. Mulțumesc mult de tot Da, pentru da. această ocazie. Cu drag, îți mulțumesc și eu pentru că ți-ai dat voie să fii atât de vulnerabilă și să împărtășești cu atâta deschidere nouă din experiențele tale, din trăirile tale, din profunzimile tale, pentru că sunt foarte multe profunzimi și clar ai și venit. Și fiecare dintre noi venim cu anumite, da, cu un anumit bagaj, e el mai plăcut sau mai puțin plăcut. Însă care, în cazul tău, clar ai și lucrat foarte mult ca să acel bagaj să-l alchimizezi, bagajul ăla mai puțin plăcut care a venit să-l alchimizezi, da? Și a avut susținere, așa cum ne-ai povestit, a familiei până la urmă, da? Uite, a familiei de bază, a familiei nou create și atunci lucrurile se întâmplă pas cu pas. Spune-ne, te rog, unde te pot găsi și dacă oamenii pot să-ți scrie pentru, nu știu, partea de terapie, de consiliere, de nu știu exact cum o numești tu, unde îți pot scrie sau ce, cum să ceară sau ce să ceară sau cum să se așeze, o să scrie, o să avem și în cadrul acestui podcast la final, dar o să vorbim noi după și îți zic ce să-mi trimit Da, mesajele pe LinkedIn. momentan.
pe Facebook, profilul meu de Facebook este și, cum ar veni, vitrina afacerii mele. Am acolo tot în detaliu, oamenii mă pot contacta în privat, fără niciun fel de grijă, sunt foarte deschisă, răspund uneori mai greu, dar răspund de fiecare dată. Am și un site în lucru, dar este în lucru și până nu ia forma care să rezoneze cu mine, nu, încă nu îl împărtășesc așa deschis, dar lucrez la asta momentan. Pe Facebook există un meniu care explică cam ce fac și cum fac, dar oamenii când simt și dacă simt că rezonează cu ofertele mele, să îmi scrie cu încredere și discutăm și de fiecare dată o să fiu sinceră dacă rezonam, dacă pot să ajut în cazul respectiv și prefer această conexiune înainte să vedem dacă ne potrivim. Am oferte ocazionale pe care le pun pe grup. În mare parte, lucrul meu este în engleză, dar cum am zis, am un grup de mentorat și în română, iar pentru ședințele 1 la 1 lucrez în limbile în care se poate și care sunt mai confortabile pentru toată lumea. Dar da, mă pot contacta fără grijă pe Facebook și dacă își doresc, mă pot adăuga la prieteni sau dau un follow acolo și pot să vadă ce postez, împărtășesc și din viața mea și din călătorii și din ce fac din punct de vedere energetic. Acolo e cel mai sigur momentan și o să revin și cu site-ul când ia forma dorită. Exact. Și poate ulterior o să și ai să-mi trimiți și o să-l adăugăm și la descrierea acestui podcast. A fost așa și pentru mine o baie de, ca și cum m-am scăldat într-o baie de călătorii, așa, și de fiecare dată când m-am auzit cu tine sau când am auzit cu tine sentimentul ăsta l-am avut, așa că e super, uite, marea e acolo, un fundal la mine, la tine e așa un picuț la doi pași. Conectarea cu apa, cu energia apei, așa că îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația. Te mai așteptăm la noi să vii, să ne mai povestești, să ne mai împărtășești ce mai faci, cum ai mai făcut, ce ai mai făcut și poate să vii să ne mai spui inclusiv poate despre anumite teme pe care poate oamenii și pe această ocazie. Dacă deja încep să deviez, să mă duc să vorbesc și alte limbi, conectându-mă cu tine, cu această ocazie să vă mulțumesc vouă, dragilor, și în măsura în care poate aveți întrebări, poate vreți să o contactați pe Tania și credeți că e un mod în care puteți să înțelegeți anumite lucruri, să conștientizați, vă recomand cu drag. De obicei, așa cum v-am zis, eu testez înainte și nu recomand dacă nu e de testat și de învățat și de explicat anumite lucruri. Clar, e pentru cine simte, pentru cine rezonează, pentru cine crede că poate să aducă un plus valoare. Și vă invit pe această cale să ne scrieți în comentarii cum a fost, ce a fost relevant pentru voi, dacă a fost ceva relevant, dacă v-ați luat ceva, dacă s-a trezit acolo un ceva, aha, apropo de călătorii, pentru că multe persoane mi-au tot scris în ultima perioadă, apropo de călătorii, mai spune-mi și mie când vrei să mergi undeva, că așa. Așa că cine știe, dragă Tania, pe unde, ce și cum se vor mai așeza călătoriile, poate ne vom și întâlni în viața asta și în planul ăsta fizic, cândva, cumva. Da. Așa că vă mulțumesc și vouă, dragilor, îți mulțumesc și ție, Tania, încă o dată și să ne revedem cu drag și cu bucurie și la o nouă întâlnire. Mulțumesc! Pa, pa!